știu dacă v-ați întrebat în sesiunea, la sesiunea despre rânduielile bisericii, de ce botezul și cina Domnului sunt legate. Reformatorii nu au format un obicei sau reformatorii nu au format o idee, adică că biserica are doar două rânduieli, botezul și cina Domnului. Reformatorii au redescoperit din Sfânta Scriptură ceea ce Biblia spunea foarte clar. Nu există 7 taine, nu există nici măcar 2 taine. Există 2 simboluri sau, cum au spus ei, 2 sacramente sau, cum le spunem noi, ca să nu existe niciun fel de confuzie, 2 rânduieli. De ce le spunem rânduieli? Că ele au fost niște practici rânduite. Rânduite de către cine? Nu de către noi, nu de către reformatori, nu de către Biserica Catolică sau Ortodoxă, ci 2 rânduieli rânduite de Domnul Iisus Hristos. Eram poruncit. El ne-a invitat și ne-a poruncit să stăm la masa Domnului și tot El ne-a poruncit să botezăm. Dacă intrarea în biserica locală se face prin botez și dacă ceea ce am învățat dimineață, a face ucenici, începe, da, cu actul botezării în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, despre care candidatul trebuie să aibă idee, este evident că doar aceia care sunt botezați, care au intrat în ucenicie, pot să participe la cina Domnului. Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, este descriptiv, un pasaj descriptiv care ne arată că lucrurile așa sunt. Descriptiv, așa ne arată că se întâmplă lucrurile. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați, la numărul ucenicilor s-au adăugat 3.000 de suflete. Și apoi spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, printre care este și frângerea pâinii. Însă este interesant dacă ne uităm la 1 Corinteni, capitolul 10, v-aș invita să deschideți aici, să observați că Apostolul Pavel ne atrage atenția asupra faptului că aceste 2 rânduieli sau simboluri au fost prezentate într-un mod tipologic, ca și umbre, folosind limbajul din evrei, ca și umbre încă din Vechiul Testament. Doar botezul și cina Domnului. Ia uitați-vă. 1 Corinteni, capitolul 10. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare și el explică trecerea aia sub nor prin mare, toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Vă întreb pe dumneavoastră, conform cu cartea Evrei pe care o studiați dumneavoastră înainte ca să o predic eu, cine este mai mare decât Moise? Iisus. Pentru cine ne botezăm noi? Pentru Iisus. Ei au fost, Dumnezeu zice că l-a făcut pe Moise un fel de Dumnezeu pentru faraon, pentru egipteni. El a fost gura lui Dumnezeu în Israel. Și ei s-au botezat pentru Moise. S-au afiliat la Moise, s-au afiliat la legea pe care o aducea Moise, s-au afiliat la Constituția Vechiului Legământ pe care a adus-o Moise, s-au pus sub conducerea lui Moise și s-au botezat pentru Moise sau spre Moise. La fel cum în perioada de tranziție spune că evreii, chiar așa este și în limba greacă, se botezau pentru Ioan, spre Ioan. El era reprezentantul lui Dumnezeu atunci. Iar acum noi suntem botezați spre Domnul Iisus Hristos. Suntem toți cei care au fost botezați în Hristos, s-au îmbrăcat în Hristos, da? Ne-am afiliat, ne-am alipit, ne-am adăugat trupul Domnului Iisus Hristos, suntem în Hristos, de asta ne botezăm pentru Hristos, da? Avem Vechiul Legământ, Noul Legământ. Ei s-au botezat pentru Moise, erau în Vechiul Legământ, noi ne botezăm pentru Hristos, suntem în Noul Legământ. Uitați-vă la a doua rânduială, versetul 3 și 4. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Când spune au mâncat și au băut, la ce vi se duce mintea? La cina Domnului. Noi mâncăm și bem. Pentru ei lucrurile acestea au fost prezentate tipologic. Ei la propriu au mâncat o mană cu care își hrăneau stomacul, da? Să fie foarte clar. Ei au cârtit că era sete, a lovit stânca și din stânca aceea a curs apă. Ce fel de apă? Ea era spirituală într-un sens că venea din Hristos. A fost un miracol pe care îl făcea Hristos acolo, da? Dar era o apă prin care își tâmpărau setea. Prin care își tâmpărau setea. Ea rămânea apă în continuare. Nu era un sacrament acolo, da? Apa aia nu i-a făcut, nu i-a sfințea, nu i-a făcea mai pocăiți și așa mai departe, da? Nu le transmitea niciun fel de har apa aia. Apa aia a fost dată
pentru stâmpărarea setei. Dar ele, mâncarea aceasta duhovnicească și apa aceasta duhovnicească venea dintr-o stâncă duhovnicească care era Hristos și care îi spune stânca asta, Hristos venea după ei. Deci Domnul Iisus Hristos cu puterea lui lucra și în Vechiul Testament. Domnul Iisus n-a fost absent în Vechiul Testament. Toți care au fost mântuiți, să fie foarte clar, de la Adam și până la venirea Domnului Iisus, până la întruparea lui Hristos, au fost mântuiți prin Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus n-a fost absent în Vechiul Testament. El a fost prezent, dar în alt fel. N-a fost prezent în trup de carne, întrupat. Dar el a fost prezent. Să nu avem niciun dubiu în privința asta. Da? Să nu avem niciun dubiu. Minunile care s-au făcut, prin puterea Domnului Iisus Hristos. Acestea sunt două rânduieli prezentate aici. Ei au fost botezați și ei au mâncat și au băut. Da? Li s-a dat aceste două simboluri care acum pentru noi sunt transferate în felul în care îl cunoaștem, prin cina Domnului și botez. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și lucrul acesta trebuie aplicat nouă. Poți să participi la cina Domnului, poți să fii botezat și să-ți fie fără de vreun folos, să nu fii plăcut lui Dumnezeu. Cum suntem noi neplăcuți lui Dumnezeu? De ce am cum ar putea un om să fie neplăcut lui Dumnezeu? Fără credința este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ai niște privilegii? Da, s-ar putea să ai niște privilegii. De asta nu ți-aduc decât condamnare. Dacă tu nu ai credință, asta nu ți-aduc decât condamnare. Dacă eu ți-arăt o Evanghelia sub ochii tăi prin cina Domnului și tu iei din cina Domnului și tu nu ai credință. Și tu nu ai credință, asta ți-aduce condamnare. Nu binecuvântare, să fie foarte clar. Da, zici că au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. El a vrut să învățăm de la ei lucrul acesta, da? Pilde pentru noi, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Și Pavel va folosi istoria poporului Israel cu aceste două rânduieli, da? Prezentate tipologic acolo. Folosește lucrul acesta ca să ne ajute pe noi să înțelegem că cina Domnului are un impact sau o implicație sau un efect asupra trăirii noastre. Oameni buni, înțelegeți ce faceți acolo. Lucrul ăsta trebuie să aibă un impact asupra modului în care trăiți. Zice, ei au avut din aceste două rânduieli tipologice, le numesc tipologice, dar o rânduieli prezentate în fel de umbră, da, apă și pâine, și apoi au trecut prin mare. Ei au avut aceste două rânduieli, dar ei au pierit pentru că au poftit după lucrurile, versetul 6. Versetul 7. S-au închinat la idoli. Poporul a șezut jos să mănânce și să bea și s-au sculat să face. 8. Au curvit, cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Da? Versetul 9, 4. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit. L-au ispitit pe Domnul care și-au pierit în pustie prin șerpi. Da? Dar n-au pierit toți. Cei care au crezut au fost vindecați. Știți foarte bine. Și apoi spune că au cârtit. Să nu cârtim noi cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Și a doua oară, Pavel repetă, aceste lucruri, da, după versetul 6, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Haideți să ne gândim, nu știu cât suntem aici, suntem vreo 30 poate care vom participa la masa Domnului. 23.000 de oameni au murit, frate Ciprian, ca tu să înveți și eu să învăț să nu cârtesc, să nu curvesc, să nu mă închin la idol. Ți se pare un preț mare pe care l-a plătit Dumnezeu? Au omorât 23.000 de oameni ca noi să învățăm să nu facem lucrul ăsta. Să nu credem că a lua binecuvântările lui Dumnezeu, privilegiile lui Dumnezeu este un lucru ușor. Trebuie luat de apucat. Nu trebuie luat de apucat lucrul acesta. Trebuie să înțelegem că a lua din binecuvântările lui Dumnezeu trebuie să aibă un impact asupra trăirii noastre. Dumnezeu ne adapă din binecuvântările sale duhovnicești. Dumnezeu ne hrănește. Iar eu nu pot să-mi bat joc de Dumnezeu după aceasta. Nu pot. Că dacă voi face lucrul acesta și voi trăi în necredință, că necredința duce la păcatele astea. Dacă voi trăi în necredință și în păcatele acestea, nu fac decât să atrag condamnarea asupra mea însumi. Da? Au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Privește cu băgare de seamă la viața ta și să iei seama să nu cazi. Nu știu, vezi ce s-a întâmplat cu evreii? Aia au curvit. Aia au cârtit. Aia au ispitit pe Dumnezeu. Da, așa au făcut și ție ți este prezentat lucrul ăsta ca tu să nu faci așa.
de asta ne sunt prezentate lucrurile acestea. Da, este o avertizare care ni se dă. Și apoi este și o încurajare care ni se dă. Nu va ajunge nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Ascultați puțin cu atenție versetul următor, da? Nu treceți repede peste el. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul. Nu știu dacă înțelegeți ce spune Pavel aici. Împreună cu ispita a pregătit mijlocul să ieșiți din ea. Deci Dumnezeu nu spune, vai, vai, ispitit, bine că am prins momentul ăsta când e ispitit. Sper că n-am venit prea târziu și ăsta a căzut în ispită. Nu, Dumnezeu zice că a pregătit împreună cu ispita mijlocul ca să ieșim din ea. Dumnezeu este în control total al tuturor lucrurilor, inclusiv a ispitelor, pe care El le îngăduie în viața noastră. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, da? E foarte clar, Dumnezeu nu ispitește în mod direct pe nimeni. Nu șoptește Dumnezeu la urechea nimănui. Păcătuiește, fă lucrul ăsta. Dumnezeu nu face așa ceva, dar Dumnezeu îngăduie ca din interior să vină ispita sau din exterior să vină ispita, din lume sau de la diavolul și tu să fii ispitit. Dar tu nu te vei putea tânguiști, și te vei putea milogi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, cât de slabi suntem că nu putem. Vai, ce suntem noi pe pământul acesta. Tu știi cum suntem, Doamne. Dar mulțam, cum se spunea dimineață, mulțam că ne ierți. Nu? Nu, o pocăință sinceră înseamnă să înțelegi că Dumnezeu ți-a pregătit mijlocul să ieși din ispita aia și n-ai ieșit nu pentru că n-ai avut putere. Nu pentru că n-ai avut mijlocul pregătit de Dumnezeu. El spune, pentru orice situație în asta Dumnezeu a pregătit mijlocul să ieși din ea. Vinovat ești tu și vinovat sunt eu, nu Dumnezeu. Trebuie foarte clar. Trebuie să încetăm cu tânguiala. Trebuie să ne plângem păcatul, să ne plângem prostia, să ne plângem delăsarea, apatia, indiferența și așa mai departe. Dar Dumnezeu ne-a dat și puterea și mijlocul să ieșim din fiecare ispită care vine în viața noastră. Să înțelegem foarte clar lucrul ăsta. Noi suntem slabi. Doctrina totală de depravări n-a fost intenționată în Sfânta Scriptură ca să ne facă pe noi să ne scuzăm înaintea lui Dumnezeu și să ne simțim, într-un fel, ne autovictimizăm și ne simțim bine și credem că Dumnezeu cumva trece mai ușor peste păcatul nostru. Nu, pentru că El spune, da, ai fost așa, ești așa, sunt rămășițele păcatului în viața ta, dar te-am născut din nou, ți-am dat Duhul Sfânt, ți-am dat putere și mijlocul să ieși din orice ispită. Dacă n-ai ieșit, este vina ta. Ăsta e singura persoană pe care poți să dai vina. Anu să spui, Doamne, m-ai mântuit într-adevăr, dar m-ai lăsat fără niciun fel de armă spirituală. În ultimă instanță, nu știu exact a cui e vina. Dacă mă gândesc bine, nu vreau să spun că e a ta. Da, măcar iartă-ne că asta e situația, da? Nu suntem justificați să spunem așa ceva. Și ajungem la pasajul care a fost introdus de la bun început prin aceste două rânduieli prezentate tipologic în vechiul legământ. Ajungem la pasajul care vorbește precis despre cina Domnului. Vedeți cum aplică Apostolul Pavel exemplu poporului Israel la cina Domnului. Pentru noi, adunarea Domnului. Versetul 14, de aceea. Ce introduce expresia de aceea? Spuneți, ce introduce expresia de aceea? O concluzie, da? Sau o implicație, pentru că v-am spus asta, pentru că asta s-a întâmplat cu ei. Ce s-a întâmplat cu ei? Au avut parte de privilegii, au păcătuit și Dumnezeu i-a pedepsit. Privilegiu, păcat, pedeapsă. E simplu de ținut minte, da? Exact ce face Dumnezeu cu noi. Dumnezeu ne dă privilegii și binecuvântări, noi ce facem? Păcătuim, Dumnezeu ce face? Ne pedepsește, ne disciplinează. De aceea, ca o implicație a ceea ce v-am spus, a exemplului pe care vi l-am dat, a explicațiilor, a argumentelor pe care vi l-am dat, de aceea, prea iubiții mei, frați, fugiți de închinarea la idoli. El începe să vorbească despre cina Domnului și de la început ne spune că, printr-o poruncă, ne arată că dacă înțelegem realitatea cinei Domnului, vom fugi de închinarea la idoli. Vom fugi de o practică păcătoasă. Pavel aplică cina Domnului doar la o ispită prin care treceau corintenii. Erau multe păcate în cultura din Corint. Dar era unul dintre păcate principale unde ei aveau probleme, în care ei cădeau. Închinarea la idoli. Ce făceau ei de fapt? Nu se închinau la alți dumnezei străini. Se duceau și consumau din lucruri care au fost jerfite prin ritualuri drăcești dumnezeilor străini. Și Pavel spune, lucrul ăsta nu-i cum trebuie. Lucrul ăsta nu este cum trebuie. Și va trebui și noi să dezvoltăm un proces duhovnicesc de gândire și să înțelegem că binecuvântările duhovnicești pe care le avem în Hristos trebuie să aibă implicații practice asupra modului în care noi ne purtăm în lumea aceasta.
Binecuvântările duhovnicești pe care le avem de la Dumnezeu va trebui să ne afecteze într-o măsură destul de mare viața, încât să ne separăm de toate comportamentele acelea păcătoase care sunt acceptate cultural între noi. Toată lumea face așa. Noi nu mai facem așa pentru că noi suntem al lui Hristos. Noi suntem binecuvântați de Hristos. Noi suntem în părtășie cu altcineva. Noi nu ne mai putem implica în anumite obiceiuri, în anumite practici. Da? Pavel aplică principiul cinei Domnului la o situație practică culturală cu care se confruntau creștinii ăștia. A veni la cina Domnului este ceva ce va avea sau trebuie să aibă un efect asupra modului în care noi ne purtăm. Și asupra modului în care eu ies în lume și văd anumite practici și văd ceva dincolo de practicile acestor oameni. Ce se ascunde în spate? Se ascunde un demers al diavolului. Nu mă voi uni cu practica asta. Nu pentru că afișul ăla în sine e păcătos, nu pentru că televizorul ăla în sine e păcătos sau lucrurile fizice sunt păcătoase, ci că ele sunt folosite ca niște canale ca satana să-și transmită murdările. Nu mă voi implica în practica respectivă. Sunt sumedenie de exemple pe care le putem da. Trebuie să ne dezvoltăm acest discernământ și să înțelegem cum cina Domnului, care arată, însumează, arată toate binecuvântele pe care le avem în Hristosul jertfit pentru noi spre răscumpărarea noastră, cum cina Domnului și realitatea din spate trebuie să afecteze viața noastră din fiecare zi. Uitați care el dă porunca, după ce dă porunca, începe să explice principiul din spatele poruncii. Doamne, de ce? Să nu te duci să mănânci și tu lucruri jertfite idolilor. Că despre asta este vorba, zice de exemplu versetul 19, spune Pavel, ce zic eu, că un lucru jertfit idolului este ceva? Sau că un idol este ceva? E retoric, este ceva un lucru jertfit idolilor? Nu. No. Îi un idol ceva? Bucata aia de lemn îi ceva? Îi dracunia? Nu. No. Pavel spune nu, dar zice nu despre asta e vorba, ci trebuie să vezi ce e în spatele lor. Nu în spatele obiectului fizic, ce este în spatele ritualului, ceremoniilor pe care ei le-au făcut acolo. Da? Și el începe să explice acest principiu, îl voi numi în felul următor, principiul împărtășirii. Prin trei exemple, foarte ușor de înțeles pasajul ăsta. El dă o poruncă, fugiți de închinarea la idol. De ce? Principiu. Am porunca, am principiu. Care e principiu? Principiul este că există o împărtășire. Există un ritual spiritual acolo. Și arată principiul ăsta prin trei exemple. Îi arată pe, în primul rând, îi arată pe creștini, apoi îi arată pe evrei și apoi îi arată pe păgâni. Îi arată pe creștini care se împărtășesc, îi arată pe evrei care se împărtășesc și îi arată pe păgâni care se împărtășesc. Și vom lua pe rând și ne vom uita la ei. Principiul împărtășirii la creștini. Versetul 16 și versetul 17. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este o întrebare retorică. Pavel s-a aștepta și miza pe priceperea duhovnicească a fraților din Corint, care aveau o grămadă de probleme, dar miza că ei vor răspunde corect. Și voi, noi vom răspunde corect, bineînțeles. Și întreb, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm noi, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Răspundeți. Da, este. Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Da, este. Trebuiau să răspundă ei. Observați dumneavoastră, apoi spune, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mai mulți, suntem un trup, că și toți luăm o parte din aceeași pâine. Cina Domnului, spune Apostolul Pavel, arată două mari realități. Două mari realități. Un aspect vertical, când ne împărtășim cu jertfa Domnului Iisus Hristos, este un aspect vertical, da? Două linii, una sus, una... Și un aspect orizontal. Care e aspectul orizontal pe care îl arată? Când jertfa Domnului Iisus Hristos este aplicată oamenilor, oamenii aceia sunt uniți împreună. De ce? De o singură jertfă care i-a mântuit. Zice, este o pâine și noi care suntem mai mulți suntem un trup că și luăm parte din aceeași pâine. Astea sunt două realități pe care le arată cina Domnului. Observați însă dumneavoastră un lucru foarte important. Pavel nu spune, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el comemorarea sângelui lui Hristos? Nu spune, nu este el amintirea? Ce spunem noi? Cina Domnului este un simbol. Cina Domnului este o amintire. O comemorare. Pavel nu așa spune aici. Este cina Domnului o comemorare? Sigur că este. Că Domnul spune să faceți lucrul ăsta spre pomenirea mea. Sigur că este o pomenire, o comemorare. Să faceți lucrul ăsta spre amintirea mea. Este. Dar Pavel aici nu este argumentul pe care îl folosește. Păgânii când se duceau, vedem, și aduceau jertfe idolilor, ei nu-și aminteau de niște idoli. Ei intrau în împărtășire cu idolii.
cu dracii care erau în spate acolo. Asta era problema. Și spune, același lucru se aplică la credincioși. Este o împărtășire cu jertfa Domnului. E lucru interesant aici să vedeți aspectul binecuvântării de la cina Domnului. Cina Domnului, deci, în primul rând, este o împărtășire cu Domnul Iisus Hristos, jertfit pentru noi odată pentru totdeauna. Uitați-vă la aspectul binecuvântării. Zice, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm. Deci paharul este binecuvântat și noi ce facem cu paharul binecuvântat? Îl binecuvântăm. Păi de ce ar trebui să binecuvântezi tu un pahar care este binecuvântat? Păi sunt două lucruri diferite, să binecuvântezi tu și să binecuvânteze Dumnezeu, da? Paharul acesta de la cina Domnului este deja binecuvântat. De ce? Că însuși Domnul Iisus Hristos, care am văzut, are putere în trecut și a avut putere să mântuiască în trecut și are putere să mântuiască în prezent și în viitor, însuși Domnul Iisus Hristos l-a binecuvântat. El este binecuvântat pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, l-a binecuvântat. De asta este binecuvântat paharul Domnului. Paharul binecuvântat este binecuvântat pentru că Iisus Hristos l-a binecuvântat cu puterea lui și cu prezența lui atemporală, da? Însuși Dumnezeu a binecuvântat acest pahar. Dar, așadar, noi nu putem să atașăm niciun fel de binecuvântare paharului. Când noi punem pe unul dintre frați sau ne rugăm noi pentru paharul acesta și îl binecuvântăm în rugăciune, noi nu atașăm o binecuvântare spirituală de acel pahar. Să fie foarte clar. Mulți dintre cei care spun că cred în comemorarea cinei Domnului, de fapt cred în sacrament toată ziua. Cred ce cred catolicii. Cred exact același lucru. Este o diferență între binecuvântarea pe care o dă Hristos paharului și binecuvântarea pe care noi o rostim, da? Diferența este că Hristos la propriu atașează o binecuvântare spirituală în momentul în care noi luăm cina Domnului. Iar noi când binecuvântăm, ce facem noi? Noi suntem beneficiari. Noi de fapt recunoaștem și ne adresăm cu recunoștință față de Hristos care ne-a binecuvântat. Asta facem când noi binecuvântăm. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat. El e primul care ne-a binecuvântat. El a binecuvântat deja masa Domnului, iar noi răspundem cu binecuvântare, cu laudă, cu mulțumire, cu recunoștință, cu închinare. Sunt două tipuri de binecuvântare fundamental diferită. De aceea noi nu credem că un slujitor uns și ordinat într-un mod special poate să binecuvânteze paharul într-un mod special atașând de pahar sau de pâine un har deosebit. Noi nu credem lucrul acesta, da? Noi credem că sunt slujitori desemnați de adunare pentru distribuirea cinei Domnului, dar nu credem că el prin harul hirotonisirii sau ordinării atașează de elementele cinei Domnului vă binecuvântare. Singurul preot, arhiepiscop, arhipăstor, cum vreți să mai spuneți dumneavoastră, care a atașat vreodată vreun har de masa Domnului a fost Domnul Iisus Hristos. Singurul care a făcut lucrul acesta și a făcut lucrul ăsta odată pentru totdeauna. Noi răspundem acestei binecuvântări pe care el ne-o dă prin participarea la masa Domnului, binecuvântându-l, mulțumindu-i, fiind recunoscători. Sunt două lucruri foarte diferite și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. În Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, numai preotul poate să dea cina Domnului pentru că el a fost hirotonisit printr-un har divin, prin succesiunea apostolică de către un alt preot care vine pe succesiunea apostolică, după capul lor, da? I s-a dat harul slujirii și preoției și doar el când rostește binecuvântarea, elementele acelea se transformă în mod real, fizic, în trupul și sângele Domnului. Iar asta este o blasfemie, este o idolatrie. Iisus a jertfit odată pentru totdeauna. Fizic nu se întâmplă nimic acolo. Nu se transformă absolut nimic. Dar totul vine din această mentalitate, da? Hirotonisirea preotului, harul special pe care l-a primit, când el rostește binecuvântarea, ca succesor, ca unul care vine de la, pe succesiunea apostolică, el transmite acolo un har special. Da, ăsta este aspectul binecuvântării pe care am vrut să-l lămuresc întreagă, pentru că este menționat de Pavel aici. După aspectul binecuvântării, el lămurește și aspectul împărtășirii. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. De două ori repetă Pavel cuvântul împărtășire. Împărtășire cu sângele Domnului și împărtășire cu trupul Domnului. Acum noi știm, cina Domnului este o pomenire a lucrării Domnului Iisus, cina Domnului este o proclamare a morții Domnului Iisus, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori faceți lucrul acesta, vestiți moarte. În aceeași frază spune că și pomenim
și vestim și proclamăm, ne amintim de Hristos și proclamăm, vestim moartea Domnului Iisus Hristos. Este o pomenire, este o proclamare, este o prevestire a întoarcerii Domnului, să faceți lucrul acesta până va veni El, da? Prevestim că El se va întoarce, dar este în al patrulea rând și o părtășie cu lucrarea răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Întrebarea este, și foarte importantă întrebarea asta, dacă Domnul Iisus Hristos a avut în mintea Lui când a instituit cina Domnului aspectul împărtășirii. Este foarte important, pentru că Domnul Iisus nu spune nimic despre asta, aparent. Domnul spune să ne amintim de El și să facem lucrul acesta amintind moartea Lui și să facem lucrul ăsta până va veni El. Dar Domnul nu spune, vă veți împărtăși cu mine într-un mod spiritual prin masa Domnului. El pare să nu spună asta. Eu cred că Domnul spune că noi ne vom și împărtăși cu El prin cuvintele următoare. Spune să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Și acum haideți să procesăm puțin lucrul acesta. Credeți că Domnul Iisus Hristos a vrut să realizăm mental doar că El a murit pentru noi? Da sau nu? Doar mental a vrut să realizăm? Nu. De ce n-a vrut să realizăm doar mental? De ce amintirea jertfei Domnului nu se referă doar la a trece prin cap că Iisus a murit? De ce nu înseamnă doar asta? Pentru că asta ar putea să facă și un ateu. Asta ar putea să facă și un agnostic. Asta ar putea să facă orice necredincios al lumii acestea care acceptă mental jertfa Domnului Iisus Hristos. Zice, da, accept că Iisus a murit la crucea de Golgota. Dar și noi credem lucrul ăsta. Ok, amintește-ți împreună cu noi. Mi-am amintit. Bun, te-ai împărtășit tu din jertfa Domnului. S-a împărtășit El din jertfa Domnului? Nu ești un necredincios. El n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a te împărtăși cu sângele și trupul Domnului nu se referă la o realizare mentală a ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Nu este doar o realizare mentală. Există o diferență între un act spiritual și unul mental. Există o diferență. Nu știu dacă faceți diferența. Există o diferență, haideți să luăm pe trei paliere. Există o diferență între actul material, mănânc ceva, da, mănânc ceva, actul mental, mă gândesc la ceva, și un act duhovnicesc sau spiritual. Sunt trei lucruri diferite. Un necredincios poate să mănânce cu noi, un necredincios poate să-și amintească împreună cu noi că Iisus a murit, sunteți de acord? Dar un necredincios care nu are credință nu poate să beneficieze de jertfa Domnului pentru că este un act duhovnicesc. Nu sufletesc, duhovnicesc. Nu mental, duhovnicesc. Sunt două lucruri diferite. Iar mulți oameni au confundat lucrul ăsta. Și au transformat cina Domnului în pur și simplu o gândire. Ne gândim la jertfa Domnului. Așa se pot gândi și necredincioșii. Și chiar fac mulți dintre ei lucrul acesta. Domnul nu asta se referă. Domnul când a spus să ne amintim sau să pomenim, cred că sunteți de acord cu mine, ne-a poruncit să pomenim cu credință lucrul acesta. Așa că pomenirea cu credință este un act mental, dar se transformă datorită credinței într-un act duhovnicesc. Când eu mă gândesc cu creierul, cu mintea, la jertfa Domnului Iisus Hristos, dar cred în ea, în plus de a gândi, cred în ea, mă încred în ea, mă bazez pe ea, ăla devine un act duhovnicesc. Este și mental? Sigur că este și mental. Noi nu credem într-o chestiune mistică. Noi credem că este mental, dar este mai mult decât mental, este duhovnicesc. Cum se ajunge de la mental la duhovnicesc? Simplu, de la mental la duhovnicesc se ajunge prin credință. Prin credință. Așa se ajunge. Da? De aceea cred că și Domnul Iisus Hristos, când a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, Domnul Iisus Hristos a avut în vedere cu siguranță o pomenire cu credință a jertfei Domnului Iisus Hristos. Da? O pomenire cu credință. Acest aspect l-am subliniat mai mult pentru că acest aspect este neglijat între evanghelici, este neglijat, unii dintre ei îl neglijează intenționat, de teamă să nu dea, pun deschis lucrul acesta, în erezia transubstanțierii sau cosubstanțierii. Deci să nu dea în ereziile astea. Și ca să nu dea în ereziile astea, spun cina Domnului este doar, frate, să fie foarte clar, noi nu credem că ea, cina Domnului este doar o comemorare. Noi credem că este o comemorare, dar nu știu ce înțelegi tu prin comemorarea. Comemorarea este pentru tine un act rațional sau este un act duhovnicesc? Asta e întrebarea noastră pentru tine. Dacă tu crezi că este un act duhovnicesc prin credință, suntem de acord cu tine, aia deja este o comemorare și o împărtășire cu jertfa Domnului. Asta este lămurirea. V-aș citi câteva paragrafe din mărturisirea baptistă de la Londra, la 1689, de la punctul 30, articolul 1, 5 și 7. Ascultați ce spune. Cina Domnului nostru Iisus Hristos a fost instituită de El însuși în aceeași seară în care El a fost trădat
și a rânduit-o, de asta o numim rânduială, să fie ținută în bisericile sale până la sfârșitul lumii. Ca să spunem, să facem până va veni El. Având semnificația de amintire perpetuă a Lui și de a arăta sacrificiul pe care l-a făcut prin moartea sa pe cruce. Cina Domnului a fost instituită de asemenea pentru a confirma credința celor care participă în toate beneficiile morții lui Hristos. De ce ne amintim de moartea lui Hristos? Pentru că moartea lui Hristos are niște beneficii. Unul dintre beneficii este iertarea păcatelor, răscumpărarea noastră, asigurarea vieții veșnice. De asta ne amintim de moartea sau vestim moartea Domnului la cina Domnului. Ne referim la beneficiile care vin din moartea Domnului. Care putem să ne amintim de moartea la o grămadă de sfinți și de martiri, cum și face Biserica Catolică și Ortodoxă. Dar ce beneficiu au din asta? Niciun beneficiu. O singură moarte are beneficii spirituale, duhovnicești pentru noi. Moartea Domnului Iisus. Deci noi nu rupem actul morții Domnului Iisus de beneficiile care vin din moartea Domnului Iisus. Să fie clar lucrul acesta, da? Și auziți ce spune. A fost instituit de asemenea pentru a confirma credința celor care participă în toate beneficiile morții lui Hristos, spre hrănirea lor duhovnicească și creșterea în El, pentru angajarea lor în toate lucrurile pe care le datorează Lui și pentru a fi un mijloc de a întări comuniunea lor cu El și reciproc unii cu alții. Ceea ce spune Pavel aici. Suntem pe vertical și suntem pe orizontal uniți, da? Articolul 5. Elementele exterioare ale acestui simbol, atunci când sunt în mod corect puse deoparte. Puse deoparte. Asta noi zicem, sunt astea sfinte sau nu sunt sfinte? Ce crezi dumneavoastră? Pâine de aici și vinul, sunt sfinte sau nu? Sunt sfinte. De ce sunt sfinte? Că sunt puse deoparte. Asta este sensul. Cum erau puse lucrurile deoparte pentru Dumnezeu. De aia și noi suntem sfinți, dar suntem sfinți care păcătuim. Suntem sfinți pentru că suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Ele sunt puse deoparte pentru utilizarea rânduită de Domnul Hristos. Și ce au o relație atât de strânsă cu Domnul Iisus Hristos crucificat, încât ele sunt uneori cu adevărat, dar întotdeauna în mod, ascultați, figurativ și simbolic sunt numite după numele aceea ce ele reprezintă. Domnul spune, acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu. Dar ei rămuresc, lucrul acesta este spus simbolic și figurat. Da? Ele sunt numite după numele aceea ce reprezintă, adică trupul și sângele Domnului. Totuși, în substanță și natură, ele rămân cu adevărat doar pâine și vin după cum au fost de la început. Și ultimul articol. Primitorii vrednici ai simbolului, care sunt portați în mod exterior la elementele vizibile ale acestuia, care sunt elementele vizibile. Care o fi elementele vizibile? Astea două. Le primesc de asemenea în interior prin credință, spiritual. Nu ca și trup și carte. Ei neagă totdeauna chestiunea transubstanțierii și a consubstanțierii. O neagă vehement. Este o hrănire spirituală la fel cum te hrănești fizic. Procedând astfel, ei se hrănesc spiritual din Hristos cel crucificat și primesc toate beneficiile morții sale. Trupul și sângele lui Hristos nu sunt prezente în mod fizic, ci spiritual prin credința celor care participă la acest sacrament. La fel cum elementele exterioare însele sunt percepute de simțurile exterioare ale omului. Așadar, cina Domnului, în concluzie, din versetul 16, înțelegem că este o împărtășire reală, adevărată, cu Hristos cel crucificat. Noi primim prin credință, dacă nu vii cu credință la cina Domnului, ai venit degeaba, să fie foarte clar. Ai venit degeaba. Dacă tu stai la cina Domnului, spui, așa ne-a rânduit Domnul să facem lucrul ăsta. Mănânci și bei. Este și o bajocură la adresa lucrării răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Dacă tu nu vii prin credință acolo, Dom'le, vii prin credință când te rogi, vii prin credință și asculți cuvântul predicat prin credință, cânți prin credință, te gândești la lucrurile care sunt cântate, vrei să ți le atribui ție, să-ți aplici binecuvântările alea pe care le auzi în predicare, cântare sau rugăciune. Și când vii la cina Domnului, spune, le-au spus aici numai amintire. Ne gândim, așa, Domnul a murit, am luat. Eu am văzut oameni care, într-un mod cu totul grotesc, au participat la cina Domnului. Și asta mai uitau, mai am mâncat, ce fel de probleme. Trebuie să facem acasă, că așa nu-i porunci Domnul. Ne-am amintit, da. Este cu totul dezolant o asemenea imagine într-o biserică creștină. Dezolant. Grotesc și bajocoritor la adresa lucrării Domnului Iisus Hristos, da? Cina Domnului așadar este o împărtășire cu Domnul Iisus Hristos. Cina Domnului, ne arată Pavel în al doilea rând, este o împărtășire cu credincioșii adunării. Versetul 17, partea a doua, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Și cum ai arătat că suntem un trup?
că suntem una. Cum? Printr-o singură pâine. Căci toți luăm parte, luăm o parte din aceeași pâine. Asta arată cina Domnului, că suntem un trup la fel cum este o pâine. Cel mai probabil în adunările mici care existau la vremea respectivă era la propriu o singură pâine, într-o adunare de 500 de oameni, greu să ai o pâine. Imaginați ce pâine trebuie să fabrice cineva. Numai ca să arate că toți sunt o pâine, știți? O azimă din aia lungă de vreo 100 de metri. Dar e clar, trebuie să se păstreze simbolul acolo, da? Că se vede pâinea și se rupe, pâinea asta arată trupul, frânta Domnului Iisus Hristos, dar este o, când este prima dată o pâine, asta arată că suntem toți una, da? Este un simbol care se arată chiar prin actul acesta. Părtășiile fiind mici, fiind adunări de case, cu siguranță era posibil să existe chiar la propriu o singură pâine. Este interesant că istoric vorbind, unul dintre lucrurile care a provocat cea mai mare dezbinare, chiar între grupări care au creat, care au crezut aceleași lucruri, a fost cina Domnului. Cina Domnului. Și la noi astăzi. Și la noi astăzi la fel. Sunt adunări evanghelice care au aceleași convingeri. Recunosc că suntem mântuiți prin aceeași jertfă a Domnului Iisus Hristos. Nu ne numesc apostați, nu ne numesc sinagogile satane, cum mai numim noi pe unii sau pe alții. Nu, recunosc că suntem copiii lui Dumnezeu, dar nu putem să luăm cina cu voi. De ce? Că aveți voi niște păsărele? Nu vrem să luăm cina cu voi. De ce îmi recunosc mie cea mai importantă realitate din universul ăsta, că sunt mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, că o să mă închin alături de El în împărăția lui Dumnezeu, dar nu vor să particip cu ei la acest simbol. Da? Mie mi se pare lucrul acesta, din nou, un lucru, nu spun altfel, un lucru care îl întristează profund pe Duhul Sfânt, care a venit să facă unire între toți credincioși și această unire să fie arătată și prin cina Domnului. Asta arată unirea. În adunările tudoriste, într-o adunare de aceasta am fost vreo nu știu câte luni când am plecat de la Sebeș și ne-am mutat în Oltenia, chiar se rostește la un moment dat la cina Domnului să facem lucrul acesta, se amintește cumva care arată pâinea aceasta, care arată unirea tuturor credincioșilor de pe pământ. Unirea tuturor credincioșilor de pe pământ. Ei sunt uniți în trupul Domnului Iisus Hristos. Da? Toți credincioși adevărați, să fie foarte clar. Da? Pavel dă exemplu creștinilor, acum dă exemplu iudeilor, care și ei fac același lucru. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele, versetul 18, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Foarte interesant. Cum erau ăștia în împărtășire cu altarul? El merge pe același principiu. Vrea să demonstreze principiul împărtășirii. Ca după aia să le dea o palmă peste obraz și să spună nu mai vă duceți să mâncați din lucrurile alea de la idoli. Că acolo e mai mult decât o simplă mâncare. Cum erau ei împărtășire cu altarul? Vă întreb pe dumneavoastră și vă rog să-mi răspundeți. Ce arătau jertfele care se aduceau pe altar? Ce arătau? Spre ce? Spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă un evreu se ducea cu animalul și era sacrificat și el credea că atunci îi sunt acoperite păcatele, vă întreb pe dumneavoastră, îi erau acoperite sau nu păcatele? Da, în ce bază? În baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Era acolo doar un act fizic? Nu! Acolo era un act spiritual. Ce făcea actul fizic să devină și spiritual? Ce? Credința lui. Dacă el nu credea, ce rămânea lucrul acela acolo? Un act fizic. Ba din potrivă, era și vinovat, ca desconsiderat, un act tipologic care arăta spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Și pierdea, într-un fel, ceea lucru care a fost intenționat să-i fie dat, da? Se arată foarte clar în versetul acesta și vreau să observați lucrul acesta un detaliu, că doar comunitatea iudaică era primită acolo, auziți? Israelul după trup. Ăștia erau primiți și aduceau jertfele astea, da? Poporul lui Dumnezeu. Se arată și ceremonia acestor jertfe. Israelul după trup zice cei ce mănâncă jertfele. De ce credeți că a pus Dumnezeu să mănânce jertfele? Foarte interesant lucrul ăsta. Pentru același lucru pentru care ne pune să mâncăm din lucrurile acestea. I-a pus să mănânce din jertfe ca să înțeleagă că în același fel în care mănâncă jertfele aceea, ceea ce este simbolizat prin jertfele aceea, le este dat spiritual. E un act spiritual și unul fizic. Mă hrănesc cu jertfa asta și sunt hrănit. Trăiesc datorită faptului că am mâncat. La fel, dacă e jertfa Domnului pentru tine, trăiești din punct de vedere spiritual. Cum nu poți trăi fără mâncare din punct de vedere fizic, nu poți exista spiritual înaintea lui Dumnezeu, într-o relație corectă cu Dumnezeu, fără jertfa Domnului Iisus Hristos. Ei arătau lucrul ăsta, da? Mâncau din jertfele aceia. Aveau comuniune cu jertfele aceia și Pavel spune acolo era o împărtășire cu altarul și jertfele care se aduceau acolo. Dacă exista credință.
dacă exista credință. Ar trebui la exemplu pe care îl dă, arată împărtășirea creștinilor, împărtășirea evreilor, împărtășirea păgână. Versetul 19 și 20. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Și dumneavoastră răspundeți. Este un lucru jertfit idolilor ceva? Nu. Sau că un idol este ceva? Nu. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. Nu lui Dumnezeu. Vreau să observați un lucru, ce pervers și parșiv este Satana. Satana a văzut ceremoniile evreilor, a văzut ceremonia și jertfa pe care Dumnezeu însuși a instituit-o din grădina Eden și a pervertit acest ritual și le-a dat neamurilor aceleași jertfe de sânge aduse după capul lor, dar care de fapt îi băgau în împărtășire cu cine? Cu dracii. El spune, îs împărtășire, au zis, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Dumnezeu a intenționat de la prima jertfă care s-a adus ca oamenii să poată să avungă din nou prin iertarea păcatelor în împărtășire cu cine? Cu Dumnezeu. Iar dracu a pervertit ritualul ăsta, ceremonia asta, jertfa asta, încă din grădina Edenului și le-a dat și neamurilor jertfe. Băi, și noi avem jertfe. Și sunt unii care argumentează astăzi, băi, uite că numai creștinismul, nu numai iudaismul, numai în religia asta monoteistă a avut jertfe, că și neamurile au avut jertfe. Asta face dracu. Ia lucrurile sfinte și le pervertește ca să le dea altora. Și ca alții să vină după 2000, 3000, 4000 de ani, dar uite-te că și neamurile au lucrurile astea. Și că astea nu sunt lucruri care vin de la creștini sau de la iudei, nu vin de la Dumnezeu, dar sunt pervertite de Satana. Ca să vă încuie vouă mintea. Tocmai de asta. Asta e lucrarea diavolului. Asta este lucrarea diavolului. Să strice orice lucru pe care frumos pe care l-a făcut Dumnezeu. Gândiți-vă la cel mai important simbol pe care Dumnezeu, imediat după cădere, l-a instituit, simbolul jertfei. Cel mai important simbol l-a luat Satana și l-a pervertit în toate generațiile, în toată lumea, în toate felurile posibile. Pentru că el a avut un scop precis făcând lucrul acesta. Au fost niște realități care au rămas acolo, i-au înțeles că nu pot fi acceptați de zei. Pentru că sunt păcătoși, pentru că sunt așa, că trebuie să fie liniștit cumva Dumnezeu. Au avut ei niște concepte, dar fiecare concept de acela a fost pervertit. Conceptul de păcat pervertit, conceptul de jertfă pervertit, conceptul de liniștire a lui Dumnezeu pervertit, conceptul de binecuvântare pervertit, totul pervertit. Ei aveau conceptele mari, dar toate pervertite, distorsionate. Caracterul lui Dumnezeu distorsionat, păcatul distorsionat, binecuvântările distorsionate, apropierea de noi, totul distorsionat. Dar s-a păstrat o aparență exterioară a lucrurilor pe care Dumnezeu însuși le-a instituit. Asta este lucrarea Satanei. Pavel avertizează foarte clar aici și spune, dimpotrivă, eu vă zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și auziți, el arată, da, direcția închinării, că ei jertfesc cui? Credeți că un păgân, gândiți-vă puțin, un păgân, ăia nu erau sataniști, să vă fiu foarte clar. Un cetățean din Corint, când se ducea să dea idolul, nu zicea, vreau să mă duc să mă închin dracului. Deci nu erau sataniști, să vă fiu foarte clar. El se ducea să închine, cui spunea el că se închină? Lui Dumnezeu spunea că se închină. Cui se închina în realitate? Pavel spune că direcția închinării lui era către dracu. Deși el în mintea lui avea altceva. Conta ce avea el în mintea lui? El făcea un ritual diabolic acolo, fără să-și dea seama. Deci asta este, direcția închinării lui este către Satana și nu doar că direcția închinării lui era către Satana, dedesubtul închinării. Ce era în spatele închinării, spune Pavel așa, în ultima propoziție. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci, atât de serios era. Și haideți să înțelegem principiul din cele trei exemple. La fel cum evreii când se duceau și aduceau niște jertfe fizice, niște animale și le jertfeau lui Dumnezeu, dacă ei credeau, beneficiau ceva de spiritual. La fel cum credincioșii care se apropie de masa Domnului și consumă niște elemente fizice, dacă fac lucrul acesta prin credință, beneficiază spiritual din jertfa Domnului. La fel păgânii care își făceau ritualurile lor și mâncau mâncare obișnuită, care nu era nimic, a spune Pavel. Aia nu e nimic, a zice, dar uite-te în spate ce e. Prin ritualul lor și prin închinarea la idol, nu la Dumnezeu adevărat, ei intră în împărtășire cu draci. Ăsta este principiul pe care îl arată în trei exemple. Există o împărtășire reală, spirituală, cu lucru care este simbolizat acolo. Un idol nu-l simbolizează și nu-l arată spre Dumnezeu, arată pe dracu. Nu-l arată pe Dumnezeu.
Iar tot ce a adus, evreu a adus mâncare cum i-a poruncit Dumnezeu, era împărtășire spirituală. Creștin aduce cum i-a poruncit Dumnezeu, împărtășire spirituală. Păgânul aduce cum vrea el, împărtășire satanică, diabolică, drăcească. Asta este. Sunt trei exemple care arată foarte clar. Pavel arată foarte clar, la masa Domnului este o împărtășire spirituală. După ce ne-a dat porunca, ne-a arătat cum funcționează principiul din spatele poruncii, el încheie cu practica. Cum trebuie să arate practica această împărtășire? Pavel arată foarte clar dorința lui pentru noi. Eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Vedeți dumneavoastră pe unde poate să meargă satana? Dacă îi spune la unul care e implicat într-un ritual sau într-o practică sau într-un lucru care aparent e nevinovat, dar în spate observ că sunt niște lucruri diabolice, sunt niște lucruri pe care satana le promovează. Spui, tu te pui în împărtășire cu dracii. Ce s-ar gândi când îi spui lucrul ăsta? Ce dur e ăsta. Nebun e la zălău. Descrierea, nu suntem în împărtășire cu dracii, băi, fiind serioși. Sunt chestii culturale. Toată lumea mâncă mâncare, ai mâncarea care vine, mâncarea care e închinată idol. Ce trebuie? Noi știm că nu e nimica idolul ăla și noi suntem creștini, suntem liberi în Hristos. Noi știm că idolul ăla nu e nimica, nici mâncarea aia nu e nimica. Pavel spune, da, el accentuează că alea nu-s nimica. Dar dacă tu te duci acolo și participi la actul acela de închinare, tu să știi că aia este o împărtășire cu dracii. El e foarte franc, foarte deschis, foarte onest, foarte cinstit în ceea ce spune și spune lucrul ăsta pentru că vrea ca închinarea lor să fie o închinare duovnicească, o închinare autentică. Cina Domnului va stabili o separare în viața noastră între lucrurile păcătoase și lucrurile sfinte închinate lui Dumnezeu. Ne va ajuta să fim separați de lumea asta. Spui, eu am o împărtășire cu altcineva. Eu am o împărtășire cu altcineva. Eu sunt în împărtășire cu alte lucruri. Eu nu mă pot băga în chestiunile astea, da? Bineînțeles, trebuie înțelepciune și discernământ în aplicarea acestui lucru. Dumnezeu nu ne-a chemat să trăim într-o mănăstire baptistă reformată, să nu ne atingem nimica când ne temem că ne atingem de dracu. Da? Să fie foarte clar. Oamenii aia făceau o activitate spirituală. Ei se închinau la propriu demonilor și dracilor. Și lucrul ăsta era vizibil prin ceea ce făceau ei acolo. Au împins credincioșii aceștia libertatea lor în Hristos, în ghilimele, foarte departe până la împărtășirea cu dracii. Da? Sub pretextul libertății în Hristos. El era liber în Hristos. Să mănânce și să se ducă acolo la templu. Era liber în Hristos. Să participe la ăla, eu știu că nu-i nimic aici, mă. Dă mâncarea încoace, dă sarmaua. Chiar dacă a fost închinată idolilor. Pavel spune, nu-i cum trebuie, nu datorită sarmalei în sine, sarmala s-ar putea să fie foarte gustoasă, ci datorită implicării în ritualul și ceremonia care se făcea acolo. Cum aplică el lucrul acesta? Cum arată practic lucrul acesta care trebuie aplicat nouă? Eu nu vreau să fiți în împărtășire cu dracii, dar este pericolul acesta de a fi în comuniune cu satana. Unii din biserică se pare datorită aroganței și ignoranței lor se făceau vinovați de lucrul acesta pentru că nu vedeau realitatea spirituală din spatele lucrurilor. Și apoi el argumentează lucrul acesta prin faptul că există o potrivnicie între aceste două realități spirituale. Ia uitați ce spune. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Repet a doua oară. Și nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Nu se poate. Dumnezeu nu acceptă așa. Este o potrivnicie aici. Da? Este și un paralelism. La fel cum ei se împărtășesc la mesele lor drăcești, la fel noi ne împărtășim la masa noastră dumnezeiască, instituită de Hristos. E un paralelism, dar e și o potrivnicie totală între ele. Sunt două realități spirituale contrare une altuia, da? Și ultimul argument pe care îl dă Pavel, versetul 22, arată potrivnicia acestui lucru și arată puterea lui Dumnezeu. Sau vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie? Ar fi pentru noi, frați și surorii din locul acesta, părtășia noastră strânsă, apropiată, ar fi o întrebare bună pe care trebuie să ne-o adresăm din când în când unii altora. Frate, oprește-te din acțiunea asta, oprește-te din obiceiul ăsta prost, oprește-te din păcatul ăsta. Sau vrei să întărâți pe Domnul la mânie? Vrei să întâlnești pe Domnul la gelozie? Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Iar tu, liber în Hristos, nu-ți poți permite să-L faci pe Dumnezeu gelos. Dumnezeu care este gelos ne vrea cu? Numai pentru sine. Numai pentru sine ne vrea. La fel cum tu îți vrei nevasta numai pentru tine. El ne vrea cu gelozie numai pentru El însuși. Asta e primul lucru pe care îl spune Pavel. N-ai vrea să-l vrei să întărătăm sau vrei să-l provoci pe Domnul?
Gândește că apropo, nu e un cuvânt prea dur. Cât de nebun trebuie să fii să spui, da, vreau să provoc pe Domnul. Pavel întreabă, vrei să-L întăriți pe Domnul? Vrei să-L provoci pe Domnul la gelozie? Și spui, da, ar fi interesant să văd cum arată lucrul ăsta. Numai un nebun ar răspunde așa. Nu, răspunsul la întrebarea asta retorică este, nu vreau să-L întăriți pe Domnul la gelozie. Nu vreau să văd manifestarea mâniei, geloziei lui Dumnezeu. Dumnezeu ăsta gelos pornește după tine, vine după tine, oriunde te duce. Și al doilea lucru pe care îl arată Pavel, arată, n-ai vrea să-L provoci pe Domnul, arată puterea lui Dumnezeu. Suntem, dacă vrei să-L provoci pe Dumnezeu, e o premisă greșită acolo. Crezi că ai fi mai tare decât El. Și asta este iarăși o nebunie. O nebunie. El zice, suntem noi mai tari decât El? Frate, când te implici într-o acțiune, ești într-un obicei, ești într-o faptă păcătoasă, când faci ceva care nu este după voia Domnului, astea sunt două întrebări foarte importante pentru tine. Vrei să-L provoci pe Domnul? Trebuie să învățați întrebările astea. Frate, nu e vorba despre noi întâi de toate, nu e vorba despre mine, nu e vorba despre noi în primul rând, e vorba despre Dumnezeu. Vrei să-L provoci pe Domnul la gelozie? Asta înseamnă că ești al lui Dumnezeu și ăsta e un lucru important. La primiza asta pornim. Vrei să-L întăreți pe Domnul? Vrei să-L provoci pe Domnul la gelozie? Păi nu știu, ești tu mai puternic, mai tare decât El? Răspunsul la ambele întrebări este nu, nu vreau să-L provoc. Nu sunt mai tare decât El. Atunci oprește-te. Oprește-te. Dumnezeu să ne avute ca în seara aceasta să ne cercetăm la masa Domnului cu privire la viața noastră și cu privire la implicarea noastră. Nu știu ce lucruri ascunse, Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare dintre noi, niște lucruri ascunse, poate despre care cuvântul lui Dumnezeu predicat sau cuvântul lui Dumnezeu citit de tine acasă și studiat, lucruri cu privire la care conștiința ta luminată de Duhul Sfânt, lucruri cu privire la care poate prietene tăi sau soția ta sau soțul tău sau lucruri cu privire la care și tu ești convins. Lucruri cu privire la față de care tu ești convins că nu sunt cum trebuie, că trebuie să le oprești, să le stârpești din viața ta. Dumnezeu să-ți dea putere în seara aceasta să te pocăiești de lucrurile alea. Dacă lucrurile alea sunt de la diavolul, sunt de la satana, să încetezi, să te pui în împărtășire cu lucrările neroditoare ale întunericului, să te pui în împărtășire cu împărăția, cu slujitorii sau cu lucrurile diavolului. Să încetezi de la orice lucru. Nu știu, Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare dintre noi și Duhul Sfânt. Nu trebuie să ne cunoaștem, să ne cunoaștem fiecare chichiță din viața noastră. Poate sunt niște lucruri tainice, Duhul Sfânt să aducă lumină și în seara aceasta să înțelegem că cina Domnului, masa Domnului, care este o împărtășire cu Hristosul crucificat odată pentru dumneavoastră, care are putere prin jertfa Lui în viața noastră, astăzi, acum și aici, să ne ierte, să ne curățească, să ne elibereze, să ne vindice sufletele, aceeași jertfă care ne binecuvântează, ne cere, ne cheamă să rămânem doar pentru Dumnezeu. Aceeași jertfă binecuvântare ne arată gelozia lui Dumnezeu. Eu am dat ce am avut, am dat tot pentru voi. Eu vreau să fiți numai a mei. Eu vreau să fiți numai a mei. Eu am dat tot pentru voi. N-ați vrea să vedeți puterea mea desfășurată în viața voastră în alt mod decât prin disciplinarea asta formativă. Prin disciplinare corectivă. Ai vrea să vezi astfel pe Domnul? Ai vrea să întăriți pe Domnul la gelozie? Domnul poate să facă fizic să curgă sânge din tine dacă este necesar ca să te curățească Dumnezeu și să te scoată din orice formă de împărtășire cu idolii lumii acestea. Cu orice formă de împărtășire cu lucrările nerăbdătoare ale Întunericului. Înțelege această dublă, această sabie cu două tăișuri care este masa Domnului. Arată binecuvântările spirituale cu care ne împărtășim, în același timp ne cheamă la sfințenie, la separare de orice lucrare a Întunericului. Eu sunt părtaș doar cu Hristos. Eu sunt părtaș doar cu trupul lui Hristos. Eu sunt părtaș doar cu lucrările luminoase ale Domnului, sfinte ale Domnului Iisus Hristos. Cina Domnului ne cheamă pe toți în seara asta să ne analizăm, să ne cercetăm și să luăm o decizie serioasă prin puterea Duhului Sfânt de a ne separa, de a o rupe cu păgânătatea. Ne învață cina Domnului lucrul acesta. Fie ca Duhul Sfânt să se pogoare peste noi, să ne cerceteze, să ne lumineze, să ne sfințească și să ne ajute să ne apropiem de masa Domnului cu credință și cu pocăință. Amin.